sunt două aspecte foarte importante atunci când vorbești despre citirea energiei. În primul rând vorbești despre a pune a, compasul în interiorul tău în direcția potrivită. Uh -huh. Mai exact, tu nu poți să ai pretenția să citești energia cuiva din afara ta dacă înăuntrul tău este haos. Cea mai simplă metodă de citire a energiei cuiva este să văd cum se schimbă starea mea, în bine sau în rău. Uh -huh. Care sunt gesturile pe care eu le fac față de celălalt, dar și față de mine? Simt că pot să spun ceea ce gândesc cu adevărat față de omul ăsta? Mm -hmm. Sunt în largul meu? Mm -hmm. Îmi permite, exemplu, să fac glume sau să îi povestesc acestui om detalii despre viața mea, despre ce cred eu? Atunci, energia care vine din partea cealaltă este, unul, nu doar ceea ce noi spunem, pozitiv, benefic, da. dar este și compatibilă cu mine. Trebuie tu, zi de zi, să îți supraveghezi mm -hmm. gândurile și emoțiile și să vezi. Te-ai curățat de invidie, de exemplu, da. te-ai curățat de frustrare, te-ai curățat de ură Găsit. și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Astăzi am o invitată pe care o urmăresc de foarte mult timp și am, am străduit să dau de ea, de fapt să ne corelăm, pentru că amândoi suntem destul de ocupați și de foarte multe ori suntem plecați și din țara. Dar iată că astrele s-au așezat, lucrurile s-au așezat, astfel încât pornim într-o discuție foarte interesantă și Pornim, dar cine știe unde o să ajungem. Este doctor în istorie și este autora multor cărți, dar ține foarte multe conferințe, și în țară, și în străinătate, afară, și este urmărită de foarte multă lume. Astăzi, subiectul pe care o să-l abordăm este unul care cred că o să vă atragă foarte mult atenția, pentru că și mie mi-a atras atenția. Iar invitatul meu este Ana Maria Ducuță. Bună, Ana Maria și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni astăzi la podcastul excelent de bine. Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să mă aflu astăzi aici. Uh, spune. -mi, ai foarte multe cărți uh, scrise. Uh, Ți-ai dat un doctorat care mie mi s-a părut foarte interesant pentru că ai abordat un subiect care nu știu dacă cineva l-a abordat, știi, subiectul spiritismului și de unde începe, cum începe el, pentru că om a vrut dintotdeauna să comunice cu cealaltă lume. Însă, astăzi tema este cu totul alta, pentru că interacționăm cu oameni și vrem cumva să reușim să-i citim. Și atunci, cum citim energia oamenilor? Cum reușim să ajungem la acest nivel ca să ne dăm seama prin energia acelei persoane cu cine stau de vorbă, de fapt? Um, sunt două aspecte foarte importante atunci când vorbești despre citirea energiei. În primul rând vorbești despre a pune uh, compasul în interiorul tău în direcția potrivită. Uh -huh. Mai exact, tu nu poți să ai pretenția să citești energia cuiva din afara ta dacă înăuntrul tău este haos, dacă tu ești într-o stare de frică sau dacă tu vrei să citești energia cuiva cu scopul de a-l manipula pe acel om. Uh -huh. Sunt foarte mulți oameni care zic așa, eu am studiat, uite, psihologie, am studiat tehnici de manipulare, și prin ceea ce am învățat eu despre oameni, din slăbiciunile, vulnerabilitățile lor, pe care le-am înțeles și din propria experiență, eu pot să citesc energia celorlalți și să-i manipulez pe ceilalți în direcția în care eu vreau ca ei să meargă. Dar adevărul este că a citi energia cuiva se referă la a te conecta de la sufletul tău în mod profund. Către sufletul celuilalt cu scopul de a reuși un dialog emoțional autentic. Uh -huh. Deci nu există ca tu să poți să citești energia cuiva dacă intenția ta este de a-l manipula. Uh -huh. Poți să citești energia cuiva dacă tu vii cu intenție bună și foarte important, cu sufletul deschis. Acum, uh -huh. uh, când spui a citi energia cuiva, tu la ce te referi? Te referi la acele aspecte care se află la nivel subconștient în acea persoană și pe care omul respectiv de multe ori nu ți le arată. Nu neapărat că ți-ascunde asta, doar că pur și simplu acea persoană nu are nivelul de încredere, de deschidere emoțională față de tine, de la bun început, ca să vină cu atât de multă informație. Mulți oameni se și gândesc că o să-l copleșesc pe omul ăsta dacă mă apuc să-i spun totul despre mine. Și atunci, este important să știm să citim energia pentru a putea să avem doar acele relații care sunt adevărate în viețile noastre. Pentru că altfel stăm doar în relații de compromis. Da, dar ai spus că e foarte important pe de altă parte și să evităm să plecăm din frică. Da, frică este acum predominantă în viața oamenilor. Și prin experiența anterioară, unde am fost închis și am stat în case și mi s-a inoculat foarte multă frică. Și atunci, de unde să știu eu că nu sunt în starea de frică, pe de o parte, pe de altă parte? știi Aș vrea să știu, dar dacă și celălalt este în stare de frică, ce citesc în acel moment? De asta am spus, e, foarte bună întrebarea ta, pentru că tu nu poți să te conectezi în profunzime cu cineva cât să ajungi să îi citești energia, adică starea, emoția și gândul, pentru că energia cuprinde toate aceste trei componente, dacă la tine nu este liniște. Și prima dată ca să poți să citești energia oricărei persoane din jurul tău, și repet, nu cu scopul de manipulare, ci cu scopul de a reuși să vezi tu pentru tine ce relație este benefică, lângă. Ce fel de oameni tu poți să stai, uh -huh. uh, contează foarte tare să lucrezi cu tine și să te aduci tu pe tine într-un punct de liniște și de acceptare. Adică, cel mai simplu exercițiu, ca să vezi dacă tu ești Așa. în liniște și acceptare, este seara, când ești tu singur, tu cu tine, într-un moment în care nu e lângă tine nici partenerul, nici copilul, nimeni, da? Uh -huh. Și tu atunci ești bine cu tine și poți să stai tu cu tine și să-ți găsești activități care ți aduc bucurie, fără să găsești. Uh, ceva care să te distragă deci Așa. fără să simți nevoia să fii distras de altceva uh -huh. dacă tu în acele momente când ești tu cu tine, care sunt gândurile pe care tu le ai? Gândurile care vin peste tine sunt, aoleo, de ce am plecat din fosta relație? Dar nu trebuia să-i fac asta lui uh -huh. cu tare, dar de ce mi s-a zis nu știu ce, dar, dar poate ar fi trebuit să fac altceva toate lucrurile astea pe tine te duc într-o mie de direcții, dar cel uh -huh. mai relevant e tu nu ești în direcția principală adică aici în sinele tău pentru că sinele tău este format din mai multe componente. Tu exact. ești acest uh, bărbat, da, uh -huh. care acum este gazda unui podcast. Dar exact. tu ești și persoana din timpul liber care uh, poate îi place să joace badminton. Uh, sau poate tu ești și persoana care se bucură să gătească. Uh -huh. Poate ești și uh, iubitul sau soțul unei anumite persoane. Uh, dar ești și copilul mamei tale. Deci noi păi. avem foarte multe bucăți exact. din sine. Corect. Dar, tot noi suntem cei care decidem care bucată predomină și, mai ales, cum gestionez eu aceste identități multiple. Mm -hmm. Da? Pentru că eu sunt și asta, și asta, și asta. Păi, știi cum e? Pe de altă parte, așa este. Însă, oamenii își petrec foarte multe ore, de exemplu, la servici. Și, la un moment dat, aceste ore pot să predomine personalitatea lui și să uite când ajunge acasă că este la servici și să continue această poveste. Niciodată, odată ce tu ai ajuns în sufletul tău, nu mai, nu mai uiți, uh -huh. nu mai pleci de acolo, chiar uh -huh. dacă tu ajungi în medii toxice. Uh -huh. De asta spun că este foarte important să știm să citim energia oamenilor din jurul nostru, la modul următor. Eu stau aici lângă un om, da? Uh -huh. Dacă sunt bine cu mine și sunt împăcat cu mine, că am spus că este da. prima etapă, da? da. Eu pot să-mi dau seama când ceva mă deranjează. Deci, uh -huh. dacă înăuntru meu e liniște, eu pot să aud dacă e zgomot din afară. Dacă înăuntru meu este zgomot, eu nu aud zgomotul din afară, pentru că și înăuntru meu este același zgomot, da? Corect. Și atunci, eu când sunt lângă cineva, cea mai simplă metodă de citire a energiei cuiva este să văd cum se schimbă starea mea, în bine sau în rău. Uh -huh. Care sunt gesturile pe care eu le fac față de celălalt, dar și față de mine? Simt că pot să spun ceea ce gândesc cu adevărat față de omul ăsta? Uh -huh. Sunt în largul meu? Uhum. Îmi permite, exemplu, să fac glume sau să îi povestesc acestui om detalii despre viața mea, despre ce cred eu? Atunci, energia care vine din partea cealaltă este, unul, nu doar ceea ce noi spunem pozitiv, benefic, da. dar este și compatibilă cu mine. Uhum. Sunt oameni a căror energie noi o citim instant fără să ne dăm seama și știi cum reacționăm? Uhum. Suntem tăcuți, suntem Așa. timorați, Aha. suntem anxioși și suntem foarte în gardă. Uhum. În clipa în care tu ești atent să vezi cum îți dă ție replica ca să te blochezi. Ca să da. te țin sub control sau ca să-ți fie frică. Atunci uh -huh. eu am citit, din punct uh -huh. de vedere energetic, că este ceva, o problemă la tine. Uh -huh. De multe ori, insesizabil, noi reacționăm în urma acestei citiri pe care o facem la nivel energetic față de oamenii din uh -huh. jur, pentru că mintea noastră ne spune... Această persoană este uh, partenerul tău de. Uite, că ai dat exemplu uh -huh. cu serviciul. Partenerul tău de serviciu. Acest om este partenerul tău de business. Uh -huh. Poate el nu a greșit cu nimic față de tine. Și totuși, ceva dinăuntrul tău, de câte ori vă vedeți, te face să te simți extrem de anxios Așa. și simți că nu te poți deschide. De ce? Pentru că tu ai citit din energia acelui om uh -huh. o bucată informațională care este coruptă. Uh, uh -huh. Și încă ceva foarte important. Poate că acel om nu are ceva cu tine. Poate el este adevărat în conexiunea mm -hmm. cu tine, dar poate tu ai citit o problemă viitoare pe care acea persoană o va, o va avea. Poate tu ai citit o cantitate de frică pe care omul ăla o, o are stocată la nivel energetic. Mm -hmm. Sau poate tu ai citit o cantitate de suferință pe care acea persoană a provocat-o altor oameni. Okay. Și cum pot să-mi dau, să dau seama de aceste detalii până la urmă? Că știi cum e. Am citit ceva, mă sperie, îmi face să, să reacționez într-un anumit fel, Poate chiar neconstructiv, dar de fapt ar fi bine să fiu constructiv pentru că nu are nicio legătură cu mine. Cum reușesc să disting chestia foarte, asta? Foarte, foarte bună nuanța punctată de tine pentru că ceea ce ai spus tu se referă la o ieșire din ego. Mm -hmm. Deci, fii atent, dacă eu acum nu mă ofensez. Nu la problema Așa. pe care o identific la tine este uh -huh. pentru că eu am ieșit din ego. Uh -huh. Eu mă uit la tine cu compasiune. Dacă tu, de exemplu, ești un om agresiv sau da. violent verbal cu mine, ăsta uh -huh. este punctul în care tu reușești, uite, să citești energia cuiva. Uh -huh. Eu citesc că acest om, în momentul ăsta în care nu, nu știu, avem o interacțiune negativă, uh -huh. în trafic, la muncă, Corect, la locul da. de joacă, da. două mămici se ceartă la locul de joacă pentru că, în parc lor s-au bătut cu lopățelele și au dat cu găletușele în cap. Uh -huh. Și mămica vine la celălalt copil și spune. Cum ai putut să-i faci asta copilului meu? Uite, e vânăt. Cealaltă mămică să îmbalează și ea, normal. Și spune, dar tu de ce ai zis copilului meu, da? Uh -huh. Bun. Acolo, dacă una dintre aceste două mame, una dintre aceste două persoane, Așa. citește corespunzător energia celeilalte, conflictul poate să fie aplanat. Uh -huh. Și nu, nu numai că poate să fie aplanat, dar poți să găsești apoi motive de sprijin, de amiciție, de prietenie. Uh -huh. De ce? Uh -huh. Pentru că revenim la ceea ce ai spus tu. Înțelegi că nu e despre tine. Noi, românii, Așa. probabil ai descoperit și tu asta până acum, noi ne ofensăm foarte ușor. Așa. Suntem atât de reactivi emoțional, este la prima scânteie. Adică, ce vrei să zici? Adică, eu nu sunt deștept. Adică, tu știi. Adică, tu știi. adică eu nu pot. Imediat. Dar de ce facem asta? În primul rând pentru că nu reușim să citim energia persoanei care uh -huh. ne spune ceva. Dacă observi, uite de exemplu reacția pe care o avem noi când citim un mesaj pe telefon. Așa. Să spunem că tocmai te-ai trezit din somn sau te gândești la cu totul și totul altceva uh -huh. și citești mesajul. Prima dată tu citești uh -huh. în starea ta, energia și intenția cu care a fost trimis acel mesaj și ai uh -huh. imediat o stare, pe care de obicei o ai pe plexul solar. Uh -huh. Aici este o emoție pe care tu o simți. Uh -huh. Apoi tu te uiți de la cine a venit mesajul, la ce oră ce vrea să-ți spună. Dar întotdeauna prima comunicare pe care noi o avem cu cei din jur este cea la nivel energetic. Așa. Mintea vine apoi și spune: Nu e adevărat ce simți. Intuiția ta nu spune bine. De fapt, uite, omul ăsta e bun pentru tine. Dar uh -huh. acea comunicare la nivel energetic pe care tu o ai este. Primul legământ, prima conexiune pe care o ai cu cineva și foarte important vreau să, să subliniez asta. Nu poți să te minți pe tine că ești compatibil da. sau nu uh -huh. cu cineva. Deci lucrul ăsta este organic. Uh -huh. tu, tu nu poți să-ți antrenezi Sufletul să fie Corect. mai mult sau mai puțin compatibil cu alt Suflet. Tu poți să-ți antrenezi mintea și sufletul mm -hmm. să fie mai receptive la mm -hmm. o informație de la o persoană incompatibilă. Poți să mm -hmm. te antrenezi să ai mai multă acceptare. Poți să te antrenezi să înveți de la oamenii cu care nu ești mm -hmm. compatibil. Dar nu poți să-l iei pe sufletul tău și să-l mm -hmm. bați cu ciocanul de șnițele și să-i spui băi, sufletul meu, uite-te, ție trebuie să-ți placă de omul ăsta. Niciodată. Dar, Corect. dacă nu reușești să citești această energie a celorlalți, tu faci asta și spui eu sunt la școală. Eu trebuie să fiu popular în grupul din care fac parte. Eu la muncă vreau și -o să iau prânzul. Uite, la muncă nu vorbește nimeni cu mine, da? Uh -huh. Colegii mei au alte activități. Vreau și -o să fiu integrat în grup. Uh -huh. De fapt, ce s-a întâmplat acolo? Tu, la nivel energetic, ai citit energia colegilor tăi care stau la masă cu tine. Și răspunsul pe care l-ai primit a venit imediat, că vine instant. Informația uh -huh. și ți -a, răspunsul a fost: Aceste persoane nu sunt compatibile cu tine. Nivelul lor de conștientizare este diferit de al tău. Asta poate fi mai bine sau mai rău. Pot să fie niște oameni mai sus decât tine da. și tu să fii mai jos sau invers. Sau invers. Uh -huh. Dar asta e informația pe care tu ai primit-o. Tu, ca mental, ca uh, formă de condiționare socială și culturală în care tu de locuiești, vii și spui nu sunt de acord cu, cu raportul acesta pe care l-am primit, dau reject. Du-te uh -huh. înapoi, raportul. Așa. Eu cred că trebuie pentru stima mea de sine să fiu la masă să iau prânzul uh -huh. cu colegii mei de la muncă. Uh -huh. Și în momentul acela, tu te-a pus să depui, evident, o cantitate de energie. Că te duci, că vorbești cu ei, că faci un serviciu uh, suplimentar ca ei să te placă, da. că găsești o cale să le fie să placă. Asta e o cantitate de energie, un consum de energie foarte mare. Uh -huh. La capătul căruia, de foarte multe ori, tu ești refuzat, respins. De acolo se creează și rana emoțională. Uhum. Sunt foarte mulți oameni uh, de-a dreptul isterici cu care noi ne întâlnim zi de zi și te uiți și spui, Doamne, dar ți-am zis doar un singur cuvânt, de ce ai făcut așa? Adevărul este că acea persoană a înmagazinat o cantitate așa. de uh, energie reziduală, de frustrare, uhum. atât de mare încât orice stimul din afară îi apasă butoanele și răbufnește. Uh, ai spus că românii sunt foarte ofensabili. Înseamnă că ai făcut o comparație cu. Alte, să zic așa, mentalități populații, popoare care le întâlnesc. Putem să punem într-o poziție așa. clară mentalitatea din vest cu mentalitatea din Balcani. Uh -huh. Poate că, nu știu, din punct de vedere geografic, mulți istorici nu ne plasează pe noi România în Balcani. Dar uh -huh. din punct de vedere spiritual, putem spune că avem acest spirit balcanic. Da. Și pe măsură ce te miști către Europa Occidentală, uh -huh. observi o abordare mult mai relaxată a oamenilor uh -huh. în ceea ce privește interacțiunea. Pe când, bine, pe de altă parte, ce am observat și eu, relaxarea uh, europenilor da. din Occident vine la pachet de multe ori și cu o mai puțină intensitate emoțională și implicare. Uh -huh. Uh -huh. La noi, la, la români sau hai să spun în Balcani, există această tendință de a te băga în sufletul omului, dar îl și tu pe om în sufletul tău. Mm -hmm. Și de aici da. vine uh, și această atitudine. Ai o problemă, ți o rezolv eu, uh, mă ocup eu de tine, știu eu. Uh, și vezi, e cu dus și întors. Eu cred că în viață nu poți să faci nimic fără să te implici cu Sufletul, mm. dar în același timp cred că trebuie să existe, apropo de citirea energiei, Așa. niște limite clare unde poți să-ți duci acest Suflet. Pentru că ne ducem cantități foarte mari de Suflet. Într-o direcție, să spun, într-o relație, fie că e personală sau profesională, de unde noi citim de la început că acea energie este incompatibilă cu a noastră. Aceste semne sunt date de felul în care omul acela ne tratează. Că acum se vorbește foarte mult de ghosting, da? mm -hmm. Ghosting-ul okay. care se referă la faptul că un om dispare pe nevăzute din mm -hmm. viața ta, deși voi păreați că aveți o interacțiune foarte bună. Și. Uh, toate aceste sem semnale apar la începutul interacțiunii, pentru că a citi energie înseamnă a fi foarte atent de când l-ai întâlnit pe acel om, care este feedback-ul pe care tu îl ai. Uh, și uite, poți să te gândești, sau poți să observi, ca să nu mă Așa. repet, gândurile pe care tu le ai prima dată când te-ai întâlnit cu un om, dar uh -huh. nu neapărat gândurile despre el. Observă ce gânduri îți trec ție prin minte. Uh -huh. Te gândești la lucrurile negative din trecutul tău? Când, când, stai de vorbă cu omul ăsta, să trece prin minte și spui, Doamne, mi-aduc aminte când am pierdut eu banii ăia, când am avut accidentul ăla, când am fost bolnav, sau mai degrabă te gândești la lucruri pozitive. Pentru că subconștientul nostru lucrează 24 din 24. Acele gânduri care ți-apar ție în minte, în clipa în care interacționezi cu un om, se referă tot la acest capitol de citire a energiei. Tu practic citești în energia acelui om și dacă luăm la disecat, ce este energia unui om? Este Unu, tot ce a trăit el până atunci, de când s-a născut, uh -huh. de când a fost ținut în brațe de mama lui la Așa. maternitate, uh -huh. sau poate n-a fost ținut în brațe de mama lui de altcineva. Doi, energia unui om este formată din toată condiționarea pe care a suportat-o de la naștere și până în momentul prezent, educație, societate, familie, cultură, context uh -huh. social. Și trei, energia unui om este și tot ceea ce sufletul respectiv are ca misiune spirituală și karmică de îndeplinit în această existență. Pentru uh -huh. că sunt oameni care realmente vin în viețile noastre ca instrumente de purificare și sunt oameni care doar fac rău. Gândește-te da. la criminal, gândește-te la pedofil, uh -huh. gândește-te la oameni care în structura lor au această bucurie de a face rău. Uh -huh. Care povestesc în interviuri că simt bucurie doar când fac rău. Și apoi mai sunt acești oameni care. Își iau bucurie doar atunci când fac bine. Corect. Și uh, energia unui om, în asta constă, în acest cumul de factori mm -hmm. pe care el cu mintea poate să-l cosmetizeze până într-un punct în interacțiunea cu ceilalți. Adică eu pot să mă prezint în fața ta da. până într-un anumit punct al interacțiunii noastre, drept mm -hmm. așa cum vreau eu ca tu să mă vezi. Dar dintr-un anumit punct, energia mea va vorbi în locul meu. Pentru că reacția ta va fi la ceea ce tu simți legat de mine și nu la ceea ce eu îți spun despre mine. Okay. Și dacă pornim de la această comunicare energetică în relațiile noastre, reușim să trăim într-adevăr eliberați de povara uriașă Așa. pe care o înseamnă ignorarea conexiunii la nivel spiritual. Pentru că dacă. Intri doar în zona de mental, mintea ta poate să-ți prezinte o serie de oameni ca fiind benefici pentru tine, iar acei oameni, realmente, să însemne sfârșitul tău, să fie cu adevărat toxici. Da, 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 da. Știi, acum, ascultându-te, mi-a trecut prin cap o, o nu o amintire, ci un fapt că ochii sunt, cum se spune, fereastra sau ușa sufletului. Da. Uh, și de multe ori se întâmplă că dacă te focusezi pe ochii, pe privirea uh -huh. interlocutorului tău, să-ți dai seama dacă cum este energia, dacă este adevărată, dacă este da. uh, prefăcută. De și asta mulți oameni făcută. nu pot să susțină privirea în timp ce vorbesc uh -huh. cu tine și se uită în uh -huh. altă parte. Da, da, da. Dar și la copii este foarte interesant, știi? ți minte la un moment dat uh, fiul meu încerca să mă păcălească și I am spus că nu e adevărat ceea ce spune, și la un moment dat zice, ok, și de unde? Știi, pe zic, ți se vede în ochi și s-a dus la oglindă S-a uitat în ochi unde ce se dragut. vede, cum se vede. Uh, dar uh, e o chestie care continuă indiferent de vârstă. Adică, aceste ferestre, această ușă, nu se închide. Uh -huh. Nu se închide. Uh, deci, în afara de zona asta care ai spus și care, într-adevăr, este uh, din zona plexusului, care îți spune câteodată, dar n-am învățat noi să ascultăm, uh, observ chestia asta și în privirile oamenilor? Absolut. Uh -huh. Privirea este unul dintre indicatorii foarte clari, uh -huh. repet, dacă tu ești conectat cu sufletul tău, prin care poți să descifrezi dacă un om te privește cu invidie, cu ură, cu iubire, cu empatie. Uh -huh. Și uite, uh, asta cu privirea este verificabilă în fiecare moment al vieții noastre, atunci când ne ducem într-o cameră unde este cineva necunoscut. Așa. Felul în care un om te privește din prima clipă, tu deja, la nivel energetic, ai primit informația dacă ești binevenit sau nu. Noi chiar avem această expresie. Era o tensiune în cameră de o tăiai cu cuțitul. Așa. La ce se refera asta? Că uh -huh. nu era tensiunea nu să o tai cu cuțitul. Da, și -ai no, nu Și n-ai ce să tai. Se... Exact. Nu e o chestie materială. Nu e o chestie materială, uh -huh. dar cu toate acestea este un sentiment foarte uh -huh. profund pe care tu îl ai cu toată ființa ta, în clipa uh -huh. în care un om prin privire, pentru că prin privire se transmite fluid vital, da. energie vitală, uh -huh. uh, o emite către tine. Și acum, această emisie, sigur că, uite, străbunicii noștri, Așa. cât de multe lucruri știau ei când cineva din sat sau din comună se ducea, se îmbolnăvea și ei o du îl duceau la descântătoare. Uh -huh. da? De fapt, ce se descânta acolo? De fapt, cuvintele pe care le spunea descântătoarea aveau rolul de a-l elibera pe pacientul în cauză uh -huh. de fluidul vital negativ pe care o privire răutăcioasă l-a impregnat asupra lui. Și chiar a fost foarte interesant pentru această teză, de, că ai menționat teza de doctorat în istorie, da. în care reprezintă această carte trei ani din viața mea, fix trei ani, uh, pentru această teză chiar am studiat foarte multe arhive uh, legate de cântece din popor și de scântece și toată partea asta de magie pe care noi românii uh, o avem din plin, noi suntem uh -huh. un popor foarte spiritual. Nu, și acum redescoperim această zonă de spiritualitate, dar noi, prin esență, suntem foarte spirituali și foarte conectați cu ceea ce nu se vede, dar este în interiorul nostru. Și apropo de privire, în, am studiat în, în arhive undeva o carte de culegeri de descântece și cântece poporane, așa uh -huh. se numea, așa, de fapt era populare termenul da, prezent. Da. Și acolo erau adunate de persoane care se duceau din sat în sat la persoanele cele mai în vârstă și notau, notau. descântecele lor sau așa. cântecele lor. Uh -huh. Și acolo de fiecare dată dacă observi în cartea aceasta, erau folosite aceste expresii legate să, de uh, dispariția, de plecarea uh, piezei rele, să uh -huh. piară piaza rea, da. uh, legate de uh, retrimiterea energiei negative care a fost direcționată către persoana în cauză înapoi. Uh -huh. Și vezi, aceste zauri folcloric a fost, uh, pe de-o parte, uh, anulat de biserică, pe principiul de scântecele sunt vrăjitorie și magie, ceea ce uh -huh. nu este deloc adevărat. Uh, și, pe de altă parte, a fost anulat și de modernitate. Pentru că da. noi, oamenii moderni, am văzut cumva în această cultură populară o um, înapoiere. Așa. Am văzut cumva un regres și considerăm mm -hmm. că ceea ce este din urmă trebuie dat la o parte. Dar uite, numai dacă te uiți la stilul arhitectural, și mm -hmm. să luăm așa orașul București cam observ cât de ce, ce înseamnă o clădire înainte de perioada comunistă, ce înseamnă o clădire din comunism și ce înseamnă o clădire acum după comunism. Uh, și vezi că nu tot ce e vechi sau învechit este rău. Cum nu? Tot ce e învechit este bun. Păi, acum știi cum e? Tot ce este vechi are din ce în ce mai mare valoare. Dacă uh, acolo a fost valoare uh, în primă instanță. Da, că nu, lumea caută antichității în, în căutarea acestor antichități. Chiar mă uitam că Uh, unii au luat niște case să le păstreze, așa cum sunt din sate. Și din. Uh, da, cred, cred, că, cred că cred că este și o căutare de a, de a te reconecta. Absolut. Știi? De da, a te rec... este, este o căutare de a te reconecta cu ceva adevărat, uh -huh. autentic, real. Uh -huh. Pentru că uh, tot ceea ce se întâmplă acum în modernitate, faptul că întregul nostru sistem de credințe a evoluat lăsând la o parte sufletul da. este o mare problemă de asta și vorbim de citirea energiei astăzi pentru că noi oamenii am făcut în ceea ce privește știința uite și acum cu inteligența artificială ce progrese sunt, este uimitor, da? Noi am făcut foarte multe descoperiri și am uitat de descoperirea care stă la baza vieții în sine, și anume această energie vitală și acest suflet. Pentru că, uite, medicina are la bază ADN-ul, da? ca structură informațională, uh -huh. însă, dacă te uiți la vindecările miraculoase, care nu pot fi explicate de medicină, acolo, de fapt, ce au la bază aceste vindecări? Au la bază regenerarea energiei vitale. Deci, acolo unde, din punct de vedere medical, lucrurile sunt foarte clare și se spune s-a sfârșit, s-a terminat, da. și totuși se întâmplă ceva în cazul acelei persoane care accesează o formă de terapie holistică, spirituală, emoțională, spune-i da. cum vrei, da? Medicină Așa. alternativă, acolo se întâmplă vindecare. Și structurile alea care erau moarte sunt regenerate. Uh -huh. Dar de ce sunt regenerate? Pentru că la nivel uh, de corp subtil, la nivel de energie da. subtilă, există acolo matricea energetică funcțională sănătoasă, uh -huh. care poate fi regenerată în clipa în care această energie vitală este concentrată și focusată pe structurile care sunt bolnave. Uh -huh. Și practic, medicina viitorului este, așa cum Bogdan Petricei cu HD ul spunea în scrierile sale, uh, Medicina energetică. Mm -hmm. El despre asta a, a vorbit, da. dar, bineînțeles, că lucrurile astea sunt ignorate, că e mult mai distractiv să ne focusăm pe faptul că a făcut un castel la Câmpina și vorbea cu morții: cât de interesant, haideți să râdem de Bogdan Petrici cu hd uh, Nu. Sunt, bineînțeles, niște aspecte care au fost senzaționalizate, da. pentru că. Asta e cu senzaționalul, însă, ceea ce contează foarte tare este că acești cercetători, Bogdan, Petricei cu HDO nu a fost uh, uh, chimist sau fizician, așa cum au fost cei care vorbeau de da. medicina energetică mm -hmm. în secolul al XIX-lea, uh, cum ar fi, nu știu, primul care vine în minte este William Crooks, de exemplu, mm -hmm. uh, care a fost unul din fondatorii uh, American Psychic Society mm -hmm. uh, for uh, uh, Psychical Research. Mm -hmm. uh, nu, American, nu American. El a fost în Marea Britanie. Dar uh, William James a fost William. în uh, America. Uh, și uh, acești, aceste persoane au spus așa, noi nu putem să tratăm uh, efectul fără să ne uităm la cauză. Uh -huh. Haideți să vedem care este cauza. Unde, de unde, unde vine problema asta? De unde vine boala? De unde vine nemulțumirea? De unde vine frica? Și cauza se află întotdeauna localizată în uh, plan subtil. Uh, pentru că uh, avem, uite, Amit Goswami sau Gosvami, sunt două uhum. feluri în care oamenii citesc numele, uh, care este fizician, uh, cercetător și a scris destul de multe lucruri despre fizica cuantică. Uh, el vorbește despre uh, această stratificare. Pe de-o parte, eu am uh, câmpul supramental, de unde se află, să spun, toată această energie vitală, apoi eu am câmpul mental, de unde se află o aducere în planul fizic a energiei vitale și apoi o manifestarea la nivel fizic. Și aceste trei planuri sunt tot timpul prezente, active, uh -huh. în același timp Corect. și noi oamenii ce facem este că ne luăm informații și energie de la o instanță superioară. Uh -huh. uh, sigur că ceea ce am spus eu poate să fie, nu știu, uite, pus pe altă matrice, subconștient-conștient, minte subconștientă, uh -huh. minte conștientă. Altă, alt, alt, alt cineva poate să vină din domeniul spiritualității și să spună, nu, este vorba despre spirit și materie. Deci, tot, fiecare are da, denumiri diferite, diferite de pentru același lucru. Pentru același mă rog. lucru. Asta e foarte important. Deci, uh -huh. dacă reușim să înțelegem că acest fluid vital care trece prin corpul nostru în fiecare secundă nu este infinit uh, în clipa în care noi alegem să fim finiți, Corect. Și în clipa în care noi ne lăsăm condiționați și speriați și înfricoșați de. Uh, ui, în primul rând, cel mai grav e că nouă, oamenilor, ne frică de alți oameni. Uh -huh. Asta este îngrozitor. Uh, pentru că această formă de energie care e în tine, o formă de energie inteligentă, este și în celălalt. Și dacă tu, ca ființă umană, reușești să vezi ac acest bine, această lumină în celălalt, fi sigur că și el o va putea vedea în tine. Sunt de acord că sunt oameni care au ajuns la un nivel de întuneric, de durere, de furie, de frustrare foarte profund da. și acolo nu mai poți să te erigezi un salvator. Omul acela într-un proces da. de autodistrugere pe care l-a ales singur. Însă, sunt și foarte de acord că, apropo de cititul energiei, cam putem să ne orientăm în viața asta să vedem uh -huh. unde și în ce direcție trebuie să meargă energia noastră ca realmente să nu trăim degeaba. Că, de, că despre asta e vorba că uite, emisiunea ta se numește Excelent de Bine, da? da. Uite, cuvintele astea, da? la ce se referă? Păi, în primul rând, uite, și uite, ar trebui să vezi ce reacție are un om care e frustrat și care aude Excelent de Bine. S-ar putea să fie enervat. Oh, cu siguranță. Să spună, cum adică Excelent de Bine? Păi eu am probleme. Păi da, nu se poate. Da. Și altcineva care este în pacea lui interioară mm -hmm. și care poate să spună, da, uh, mm -hmm. poate că nu sunt mereu în zona de Excelent de Bine, dar eu știu că acolo trebuie să ajung și sunt foarte relaxat. Da, corect. Eu întotdeauna spun că în cele 24 de ore în fiecare zi pe care le avem la dispoziție, avem mult mai, puțin, mult mai multe momente bune decât cele mai puțin bune. Însă, focusul nostru se duce spre cele mai puțin bune, și atunci toată energia o investim acolo. Și asta este unul din motivele pentru care am inițiat acest uh, proiect al meu, uh, care, da, stârnește și reacții de acest gen, uh, dar uh, este un, o formă de pleonazm uh, și mi-a sunat foarte bine acest pleonazm pentru că măcar stârnește atenția și curiozitate fiindcă, uite, de 30 de ani de când sunt aici, 31 un pic de ani de când sunt uh, în România, am urmărit tot felul de studii care s-au făcut și uh, nu de către institu institutele din România, ci de afară, uh, concluzia este că românii sunt un popor foarte negativist. Uh, acolo suntem la optimism, românii sunt cam codași. Uh, acum nu știu pe cine au intervievat, poate este chestia asta, pentru că în momentul în care ieși pe stradă vezi destul de multe fețe încruntate, dar vreau să le arăt celor care locuiesc încă aici că există oameni care fac bine și fac excelent de bine. Trebuie doar să ne schimbăm modul în care privim ziua și energia pe care o investim să o investim în lucrurile care le considerăm normale de agata, de fapt alea să le facem excepționale. Foarte adevărat. Și uite, ceea ce ai spus tu, într-adevăr, mă duce cu gândul la faptul că dacă tu ești obișnuit să citești doar mm -hmm. energie rea ba, da? Da, din jurul da. tău, da. asta va ajunge să fie imprimat în toată matricea ta energetică. Mm -hmm. Adică ceea ce tu vei manifesta din ceea ce se sedimentează la nivel interior este numai rău. Mm -hmm. Și culmea că, într-adevăr, te vei conecta doar cu persoane negative. Și uh, mulți oameni care înscriu au grija asta și zic uh -huh. mi-a făcut rău, m-a abandonat, m-a trădat. Sunt niște povești de viață cu tremurătoare. Nu pot să ba. nu fi de acord că omul a trăit o dramă. Uh, și spun omul ăsta care mi-a făcut atât de mult rău, e foarte bine, lui merge bine. Uh -huh. Și răspunsul meu de fiecare dată este tu vezi asta. Asta exact. e ce tu vezi. E perspectiva ta. Dar, dar omul ăla care a înmagazinat această cantitate de rău pe care ți l-a făcut ție sau unei uh -huh. alte persoane, nu are cum să fie bine. Uh -huh. Pentru că ceea ce el a făcut, în primul rând, este stocat la nivelul matricei sale energetice. Uh -huh. Și acea matrice energetică în care noi punem în fiecare zi gând, uh -huh. emoție, trăire, uh -huh. este matrice energetică de unde noi ne luăm starea de sănătate sau de boală. Este matricea energetică care practic nouă ne scrie destinul. Că multe persoane zic că nu știu ce să fac, că destinul meu, că dacă e soarta mea. Așa. Uite, apucă-te de astăzi să lucrezi hmm? la acest destin. Ia, ia destinul și, și vezi. A fost fatalist, a fost îngrozitor până acum. Ok, dar de acum înainte cum poate să fie? Și uh, într-adevăr sunt de acord că uh, există foarte multe persoane care vin din familii da. Extrem de disfuncționale și pe zero din punct de vedere energetic. Și mereu mă gândesc la treaba asta. Eu am fost binecuvântată cu o mamă care a, a fost, de când, -am, de când am venit eu pe lume, extraordinar de deschisă legată uh -huh. de acest domeniu spiritual. Eu am crescut uh -huh. cu această idee. Energia asta e bună, energia locului ăsta nu e bună. Așa. Pentru mine, acest limbaj uh -huh. energetic este normalitatea. Exact. Eu. Cu siguranță că în viața mea nu o să mai gândesc altfel și nu o să. Eu nu mai pot să fiu altfel. Ba. Uite, că apropo de condiționare, și eu sunt condiționată în da. acest sens. Dar este o condiționare care pe mine, bineînțeles, că m-a ajutat să mă decondiționez în mod paradoxal mm -hmm. de frică. Ei, și uh, sunt foarte mulți copii care nu cresc într-un mediu uh, stabil din punct de vedere energetic. Adică, mm -hmm. mama vine cu o anumită cantitate de energie, tatăl vine cu o anumită cantitate de energie. Copilul e la mijloc, este câmpul de luptă, teatrul mm -hmm. de război. Da. și uh, acolo, acel adult va crește cu o mare mare povară în spate care, la fel, bineînțeles că se poate curăța, exact cum acea da. matrice energetică a fost scrisă într-un mod negativ, la fel poate fi rescrisă, dar pentru asta e nevoie de implicare totală și nu este suficient doar să te duci la un curs să-ți faci o curățare energetică să, nu știu, să ai da. parte de sprijinul celui mai bun om uh -huh. este necesar să faci asta, dar nu da. este suficient. Trebuie tu, zi de zi, să îți supraveghezi uh -huh. gândurile și emoțiile și să vezi. Te-ai curățat de invidie, de exemplu? Da. Te-ai curățat de frustrare? Uh, Te-ai curățat de ură? Pentru că uh -huh. ura este foarte perversă. Uh -huh. Deci ura este o stare foarte perfidă Așa. și se instalează cu timpul. Ca apropo că tu zici vreau să citesc energia nu apare cuiva deodată, da. Nu apare deodată uhum. Și uite, hai să-ți spun ceva Să spunem că eu sunt în, la un loc de muncă Și am un angajator, un șef uhum. Care mă umilește și mă jocorește zilnic Și eu sunt un om foarte bun Am ascultat uite, podcastul excelent de bine uhum. Și m-am hotărât să am o energie bună uhum. Și în fiecare zi omul ăsta mă umilește Eu văd că face asta intenționat Eu ajung să-l urăsc pe omul ăsta Dacă nu înțeleg că nu este despre mine, ci este despre el și dacă nu înțeleg că energia mea este mai importantă decât ura lui. Adică în fiecare clipă mentalitatea uh -huh. noastră trebuie să fie eu trebuie să mă salvez de orice uh -huh. ar putea să îmi corupă și distrugă sufletul, uh -huh. să fie întunecat, uh, distructiv, maladiv uh, și uh, care e problema cu uh, când matricea asta energetică e coruptă? Uh -huh. Tu te hrănești doar cu rău. Deci să zicem că ție ți-a făcut rău da, de dar lungă de place. timp. Oamenilor, am constatat știi, că le, le place, scuze mă că da. te întrerup. Dar le place, știi, să ajungă acasă, să se plângă, să se vaite că ce șef rău am, știi, ca să stârnească mila celor, mila și compasiunea celorlalți. Și are acel moment între ghilimele spus de bine. Aparent, de Este bine. este adevărat că se întâmplă și starea asta de victimizare, mm -hmm. dar se mai întâmplă și uh, contexte în mm -hmm. care tu ești un om foarte bun și faci ce trebuie, dar nu, nu, nu șeful, mm -hmm. poate e partenerul sau părintele. Da. Sunt niște oameni care au această matrice energetică mm -hmm. complet uh, reprogramată uh, înspre distrugere. Mm -hmm. uh, și în, în acel moment este foarte dificil să vii și să uh, îl oprești pe celălalt din ceea ce practic el și-a menit singur să facă. Deci e foarte problematic să te pui între ura acelui om și uh, destinul lui pe care el a decis, pentru că tu devii targetul ținta, dar în același timp uh, există o înțelepciune pe care acești oameni ne oferă și pe care noi nu ne putem lua din altă parte. Uh, și uh, acel punct în care ești cel mai jos, în care ai pierdut, simți că ai pierdut tot și poate chiar ai pierdut tot da. ce era important pentru tine, da. este acel punct în care trebuie să te agăți de ceva cu adevărat, real, mai real decât experiența durerii tale. Uh -huh. Și cel mai real lucru pe care îl avem în această existență este acest suflet, care pe de-o parte este un mecanism de conectare permanentă cu Divinitatea, cu Universul, cu Dumnezeu, cu ceea ce e dincolo, dar pe de altă parte, acest suflet are și capacitatea de regenerare. Uh -huh. Noi oamenii uităm de această capacitate de regenerare. Și uh, foarte important, capacitatea de regenerare a sufletului trebuie invocată. Chemată, manifestată. Trebuie să vrei. Exact ce ai zis tu de victimizare. Foarte mm -hmm. important. Ce ai zis de victimizare. Pentru că dacă tu decizi că Sufletul tău nu mai se poate regenera, așa este. Știi de ce? Mm -hmm. Pentru că tocmai l-ai programat. Aha. Sufletul da. face ceea ce Mintea Conștientă îi ordonă. Da? Adică stai puțin că toată lumea spune cât de puternic e subconștientul. Subconștientul e foarte puternic, dar el are un baraj, Mintea Conștientă deci dacă eu ca subconștient care îți dau informație și îți spun cu intuiție, cu semne, eu mă lovesc de mintea conștientă, unde tu ai pus zidul, odată de două, de cinci păi eu ca subconștient zic, bă știi ceva, ia stai acolo mă, mintea conștientă, lasă-mă în pace și mintea uh -huh. conștientă are doar ceea ce uh, odată vede în clipa asta, uh -huh. eu acum sunt aici în această cameră cu tine eu nu mai sunt în alte părți, da? Asta e uh -huh. mintea conștientă, e aici eu văd aici, uite, perdea asta, ce frumoasă e perdea asta, uite, decorul ăsta, da? Pe când, în ceea ce privește subconștientul, știi unde sunt eu acum, unde pot fi acum, că acum Corect. e destul de interesant, e suficient de interesantă discuția cât să fiu doar aici. Dar sunt și momente când am discuții mai puțin interesante cu alți oameni și mă gândesc. Eu, în, subconștientul meu, pot să fiu acasă și mă gândesc, oare ce paste am? Asta e că mi-a adus vecina mea, Silvia, niște paste bune din Italia. Perfect. Și cu ce sos să le fac? Până n-am chef să gătesc. A, le fac cu sosul la borcanul la din frigider, dar între timp mă, mi aduc aminte, o, o, o trebuie să curăț și frigiderul. Păi, dacă pot să-l pun la decongelat, dar oare ce a zis mama de dimineață? Deci, fii atent în câte locuri m-am dus. Da? În multe locuri. Așa este. Subconștientul ce face? Energie non-localizată. Mm -hmm. Și fizica cuantică ne spune așa. Există o multitudine de posibilități. Mm -hmm. Dar toate, o să folosesc termenul din limba engleză, se colapsează într-o singură posibilitate manifestată. Corect. An infinite area of possibilities, they collapse into one single manifestation. Mm -hmm. Deci o infinitate de posibilități ajung să se manifeste exact. într-o manifestare care ce este? Alegerea minții conștiente. Da? Da. Eu aleg, din da. acest. Eu acum, noi acum am putea să fim oriunde, am putea să facem orice. Absolut. Dar am ales ce? Să venim la deci. acest podcast, da? Asta este posibilitatea manifestată. Uh -huh. De aici, din acest punct, o să apară alte posibilități. Uh -huh. Însă, sunt foarte multe persoane care uh, își condiționează sufletul să nu aibă posibilități infinite. Pentru că observă, absolut, observă doar posibilitatea aia negativă. Și spun, cum ar fi eu acum să mă gândesc să zic, tatăl meu m-a părăsit când eu aveam 2 ani și jumătate, sunt o victimă, că toată copilăria și toată tinerețea mea am suferit, că nu m-a iubit tatăl meu. Păi de asta e că mi-aduc aminte. Păi ce, că fostul meu iubit a murit de pleucemie și înainte m-a înșelat, m-a trădat. Păi ce să fac, că uite, am avut o grămadă de accidente și am un cap cu sud și am avut sternul fracturat. Deci eu dacă aș să mă gândesc la toate aceste lucruri, am dat niște exemple, da? Da, da, da. Eu în mod clar, aș avea o stare proastă și aș spune, asta e realitatea mea. Trecutul ăla. Dar nu asta e realitatea mea. Și uite, apropo de realitate cuantică, vreau și mă opresc. Uh, Ți-am zis că vorbesc mult, dar tu erai puțin sceptic. Ziceai, cât de mult? Dar uite, se poate mai rău decât crezi. Uh, <laughs> nu, no, e, e chiar foarte bine. Îmi place. <laughs> mă bucur. Asta era șansa Îmi place că nu trebuie să scot vorbele să din băcă. tine. Oh, uh, la doamne. Uh -huh. Vă gândesc la modalitatea să te fac să oprească în viața asta. Uh, eram pe autostradă cu mama și cu sora mea în mașină în 2010, uh -huh. și uh, era iarnă, o mașină care mergea pe banda de depășire a frânat brusc în fața mașinii noastre care mergea regulamentar pe prima bandă. În acel moment, mama a avut două posibilități: fie să uh, intre în mașina din față, uh -huh. fie să tragă de volan dreapta și să ajungă în șanță. Posibilitatea pe care a ales a fost să tragă de volan Să ajungem în șans, și ce ne-a și salvat viața, uh -huh. pentru că, așa cum ne-au spus și polițiștii apoi, și cei care au venit la fața locului, dacă intram în mașina din fața la acea viteză, nu mai Bă. aveam cum să supraviețuim. Dar noi am căzut în acel șans unde a fost pământ uh -huh. și impactul a fost mult mai mic. Sora mea a zburat prin printr-un geam spart, a fost aruncată pe câmp câțiva uh -huh. metri buni și eu și mama am rămas acolo în mașina care era întoarsă cu roțile în sus. Și. Uh, Mama a început să mă strige după ce s-a întâmplat accidentul, dar eu nu puteam să mă mișc deloc. Și în, am încercat să răspund, nu am putut să răspund, și a venit mama, a pus mâna pe mine, mi-a zis, ridică-te. Și eu atunci am, 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 am putut să vorbesc și, bineînțeles, că prima reacție a fost să, să plâng și am zis, dar nu pot să mă ridic, dar e, mi s-a părut și ciudat. Adică, vreau să zic, de stai puțin, de ce ni s-a întâmplat, vrei să mă ridic? Cum să mă ridic? Sunt accidentată. Mm -hmm. Și apoi. Uh... ridicăm ridic Exact, da. Uh, M-am ridicat de acolo. Mm -hmm. Acela a fost accident unde am avut sternul fracturat și. Mm -hmm. De atunci am probleme cu spatele, dar uite că Așa. mi le, le, le rezolv cu terapie și kinetoterapie. Și. Uh... Eu, bineînțeles, că am apucat să-mi, evident, să mă victimizez, ceea ce era normal în situația Și mama mi a zis, uh, trebuie să o găsim pe a să vedem unde este. Așa ne-am dus după ea, am luat-o. Bun, haide, sună la salvare. Am sunat. mi a zis, uh, toată energia pe care o ai acum trebuie să o salvezi ca să fim bine să ne recuperăm. Nu există în aceste momente de panică tu să te duci cu gândul că s-a întâmplat ceva rău. Ce Accidentul ăsta a fost, s-a întâmplat. O să vedem ce facem de acum înainte. Inclusiv în salvare, sora mea mai mică a început să plângă. Au leu ce s-a întâmplat, nu știu ce, așa. Uh, mașina care ne-a provocat accidentul a mers mai departe, nu s-a oprit. Uh, a fost impresionant, S au oprit foarte mulți oameni uh, pe uh -huh. drum, a fost da. extraordinar că au fost, cum să spun, parcă era cineva din familia noastră, apropo uh -huh. de suflet și de da. empatie, că lucrurile astea există. Și apoi, uh, când am ajuns la spital, ei fuseseră anunțați de. Uh, uh -huh. Probabil că sunt anunțați tot timpul da. de ce accidente sunt și cine urmează să vină. Și uh, polițiștii care au fost, mă rog, la fața locului, că a venit și poliția și au constatat, mașina era uh, pa daună totală. Da. Nu mai rămăsese nimic din ea. Și uh, întrebarea lor când am ajuns acolo în camera de gardă, țin -mi a fost câți morți au fost. <gântu -i> și ne-am uh, spus, nu, noi suntem persoane din accident. Eram toate trei pe picioare noastre. Noi suntem morți. Da, noi suntem morți. <gântu -i> și ei s-au uitat așa la noi și au spus, nu, uh, stați puțin, noi acum avem de preluat un caz foarte grav, de pe autostradă, nu știu ce, bla, bla, așa. Da, noi suntem acele persoane. Și simte că doctorița chiar s-a enervat și a spus, haideți, domnule, vreți să îmi spuneți mie? că ați fost în acolo și vi s-a întâmplat nu ce și ați venit toate trei pe picioare, nu pot să vă internezi. De ce să vă internezi? Și chiar a fost o da, reacție nervoasă. Noi eram și pline de crânci de pământ și de tot și ce era acolo. Și așteptăm morți și vin vii. Da, exact. Și, uh, bine, într-adevăr, uh -huh. sternul a durat până s-a refăcut. Sora mea era plină de vânătăi. Uh, dar, și ne-a zis ok, o să vă internez. Dar asta cu sternul, n-am de ce să te țin în spital, că Trebuie doar repaus la pat, exact. nu am cum, cum să-ți uh -huh. vinde, să-ți uh -huh. pun un gips ghips. Uh, și, ok, și m-am zis, da, măcar țineți tine sub supraveghere sau nu știu, poate avem ceva și, da, ok, bine, o să vă duc la tomograf. la. Vreau să spun, uh -huh. apropo de uh, a te focusa pe ceea ce contează, uh, următoarele două zile, nu, chiar a doua zi eu m-am dus la facultate, fiindcă avea cursuri. Uh -huh. Și, uh, am avut discuția asta cu mama și uh, mama mi-a zis, dacă te simți că fizic, nu te poți duce, uh -huh. clar, stai acasă, dar dacă nu te duci pentru că, uh, că ți-e frică, pentru că vrei să-ți de milă, pentru că uh -huh. vrei să stăm să ne în gândim, aoleu, cât de Așa. rău a fost, nu face asta. Uh -huh. Reiați activitățile normale și poartă-te ca și când nu s-a întâmplat acest rău. Și uh, a fost incredibil că, într-adevăr, uh, am portat corset, am chinuit. Da. Să, astfel încât acel os. Bine, acum Aha. mai sunt și lucruri, știi, care țin de lumea de dincolo. Că putea acel os să nu se sudeze cum trebuie și o să am o groapă în piept. Deci, în viață sunt da, o grămadă da. de posibilități. Da? Dumnezeu a zis, hai, lasă că mai se duci la podcast-uri, da. da. Ana, lasă, nu o să fii cocoșată de anul Mai Mai emisiuni, mai ai da, workshop-uri, mai ai da. seminarii. Și la fel, uh, au, mai, au mai fost tot așa, au mai avut accidente care nu. Și uite că. A, ceea ce s-a întâmplat aici pe autostradă, că mama nu a fost din vina noastră. Uite uh -huh. că e un moment în viață când efectiv cineva decide să vină pe banda ta și să pună o frână. Da, și, e, o, e o lecție. Și e o lecție și asta vreau să zic. Cum ar fi fost dacă uh, în acel moment uh, mama ar fi început să plângă sau să, se, sau să aibă o criză de nervi, Correct. știi? Sau să fie Correct. panicată. Tot, tot ceea ce uh -huh. am făcut după a fost recuperare, vindecare și așa trebuie să procedăm și cu oamenii care sunt accidente în viața noastră că vine câte un om toxic, da. cu o poveste de iubire toxică, în care tu spui, uh -huh. m-am îndrăgostit, îl iubesc. Dar de fapt nu. De fapt tu, la nivel energetic ce ai făcut? Ai citit uh -huh. în energia acelui om că este ceva foarte periculos. Și tu zici, simt fluturi în stomac. De fapt uh -huh. tot corpul tău energetic e foarte alertat și spune, uh -huh. aici e pericol, aici e rău. Și tu spui, uh -huh. Doamne, câtă atracție fizică simt față de acest om. Tu nu simți atracție fizică. Păi și cum poți să distingi acei fluturi din stomac, știi, care uh, in un, intervin și când e o emoție bună și o relație bună și invers. Um, ideea e următoarea. Când este o relație benefică și uh -huh. să zicem tu te-ai și ai floturit în stomac cu cineva care vorbește pe limba energiei tale Așa. Uh, sau la un nivel uh, apropiat, uh, relația merge înspre bine. Uh -huh. Există continuitate și construcție uh -huh. în doi. Uh -huh. Celălalt te validează fără să-i cere asta, aveți o comunicare bună, există muncă de echipă și efort din ambele părți. Așa. Și nu simți că ești presat, terorizat sau că trebuie să demonstrezi ceva, și nici nu te tem să-l pierzi pe celălalt. Așa. În clipa în care fruturile aceia în stomac sunt indicatorul unei persoane toxice și unui accident de om. Așa. Da? Uh -huh. Tu mergi pe autostrada vieții și bam, a pus omul frână în fața ta și tu gata s-a uh -huh. terminat? Uh, în acel moment uh, sunt foarte multe semne care ție ți indică că e ceva toxic acolo. Uh -huh. Faptul că uh, persoana respectivă nu are disponibilitate emoțională. Există uh -huh. tratament cald rece, acum te vreau acum, uh -huh. nu te mai vreau. Există foarte multe, nu știu, relații în paralel. Sau lucruri. Nu, nu doar relații în paralel, dar sunt oameni care au vieți duble. Uh -huh. Știi? Sunt oameni care da. aici îți prezintă ție ceva. Uh -huh. Și după aia, omul ăla se duce și face fix acele lucruri pe care, care spune că le da. disprețuiește. Uh -huh. Omul uh -huh. ăla care vine și iese în față, îi spune, a, nu, eu, uite, eu, sunt, eu promovez asta. Uh -huh. Și, de fapt, experiența lui neagă total ceea ce face. Că, uh -huh. știi ce se întâmplă, nimeni nu e sfânt din toți care suntem pe uh -huh. planetă acum. Adică, nimeni nu poate să vină să zică, a, eu mi-am înfrânt toate neputințele, toate defectele. Dar, de exemplu, se poate întâmpla, uh, pentru că, nah, aici putem să ajungem și la discuția uh, abuzului. În relație, uh -huh. nu neapărat fizic, dar el poate să fie verbal, emoțional. mental, emoțional, de, de, tot un fel de abuz este. Uh, însă, știi, să pornești spre un drum, să fie ok, dar după care se schimbă ceva, uh -huh. energia acelei persoane se schimbă ceva. Uh -huh. e, acolo apar dificultăți de desprindere din poveste. Da? Pentru că dacă abuzul, dacă nu doare suficient de tare, rămâi acolo. Și atunci ce citesc, de fapt ce prevalează? Pentru că, mă rog, ce prevalează? E clar că prevalează o formă de codependență sau chiar dacă citesc ceva ce nu-mi convine. Da, uh, se întâmplă că pornești la drum cu cineva a cărui energie este compatibilă cu a ta, iar pe parcurs omul acela se schimbă fundamental, sau uh -huh. tu te schimbi fundamental. Uh -huh. Este foarte important să nu mai creștem cu această idee de atașament complet, uh -huh. perfect. Uh, și să înțelegem că oricând pe acest drum pe care am pornit cu cineva se prea poate ca acel om să nu mai fie compatibil la un moment dat din uh -huh. punct de vedere energetic cu noi. Uh -huh. Asta nu este o dramă și nu este sfârșitul vieții noastre. Deci, într-adevăr, da, se întâmplă ba. că omul acela a crescut diferit. Uh, mai e încă ceva uite, tu ești în cuplu cu cineva și persoana respectivă spune, ce-mi doresc eu să fac? Eu îmi doresc să fiu bine, să stau în treaba mea liniștit, nu vreau altă relație decât am. Dar acel om tot pe drumul vieții lui se întâlnește cu un corp energetic toxic uh -huh. și spune, m-am îndrăgostit de această femeie. În puținele cazuri, el vine acasă și îi spune ei, în puținele cazuri în care au curajul să recunoască, îi spune, știi, știu că ne-am luat casă și ne-am făcut credit pe 30 de ani și avem și cățel și purcel și copil. Așa. Dar eu, cu gândul și cu emoția, sunt în altă parte. Ce să fac? Singurul lucru bun pe care mai pot să-l fac pentru noi e să vin și să-ți să uh -huh. spun sincer asta, uh -huh. să vedem ce opțiuni sunt. Așa ar trebui să procedeze toată lumea. Uite, m-am accidentat. Pentru că sunt și cazuri unde partenerul spune, ok, eu nu vreau să distrugem tot ce avem, eu nu vreau să ne distrugem familia și vreau a perioada asta de timp cât nu mai suntem împreună, hmm? să rămânem prieteni și să vedem poate în viitor mai reușim să reconstruim sau nu. Dar este foarte Așa. important să ai abordarea asta asertivă, chiar și uh -huh. atunci când te lovește dezastru. Uh -huh. E foarte important când te lovește dezastru să nu te panichezi, să nu te apuce disperarea și să nu cauți vinovați. Uh -huh. Pur și simplu să te uiți și să spui, eu m-am îndrăgostit de omul toxic, uh -huh. pentru că viața îți dă și acest examen. De, de persoana pe care tu o judeci cel mai mult, de uh -huh. omul ale cărui defecte Tu te ferești toată viața ta Le dai lecții celorlalți și le spui Niciodată să nu faci așa. așa Tu pe omul ăla îl iubești mai presus de viața ta uh -huh. Și nu doar că îl iubești Dar nu te poți gândi și nu poți trăi altceva Ei și atunci Începe această călătorie extraordinară Apropo uh -huh. ca să răspund la întrebarea ta Redescoperirea sinelui tău întreg uh -huh. Pentru că tu ești fragmentat Tu da? ești în foarte multe bucăți dispersat Bucățile alea Dispersate sunt, de fapt, răspunsul întrebării tale ce fac acum. Mm -hmm. Te apuci să reconstruiești. Felul mm -hmm. în care tu o să așezi în tine aceste bucăți dispersate Așa. este atât de împlinitor, satisfăcător și vindecător, mm -hmm. încât noua ta versiune de, dinainte, de după accident va fi mult mai sănătoasă și autentică decât versiunea de dinainte de accident. Mm -hmm. Pentru că tu deja ai ieșit din condiționare. Tu ai ieșit din limitare și tu ce ai făcut? Tu ai intrat în acest plan al, că vorbim de fizică cuantică, al da. posibilităților infinite. Corect. Și tu realizezi și spui stai așa. Că dacă nu sunt doar corpul ăsta fizic, mai e ceva cu mine. Mm -hmm. Care e acel ceva? Păi uite, este această energie. Și ce face energia asta? Păi ea este infinită, non-localizată și eternă. Wow! Păi de aici, tu poți să regenerezi tot timpul. Mhm. Mm și uh, ca să faci asta, uh, da, sunt și anumite tehnici prin care poți să faci asta corect, dar uh, poți să faci asta aplicând principiul numărul 1, și anume să nu fi rău. E foarte important. Orice tendință de răutate pe care o observi la tine, să o observi. Deci da, o observi. Da, da, da. Și spui de ce îmi vine mie în acu să fiu rău uh -huh. cu omul ăsta. Și uh -huh. chiar dacă sunt răutăcioși cu ceilalți, să recunoaștem imediat Să nu lăsăm acea cantitate de energie reziduală Să ne distrugă relația uh -huh. E un lucru extrem de important Pe care și eu am învățat să-l fac În perioada vieții mele adulte Dacă am spus ceva aiurea Și de multe ori spune lucruri aiurea oamenilor apropiați O facem da. lucruri care nu, nu sunt ok Așa. Imediat să recunoști să zic Îmi pare rău, iartă-mă uh -huh. N-am vrut să zic asta uh, Am vrut să spun altceva Imediat ai îndreptat Omul acela nu rămâne cu acea cantitate de energie pe care tu ai emis-o către el, poate pentru că ești obosit. Da, poate da. pentru că cineva ți-a spus ceva rău. Că de multe ori tu, nu știu, ai, ai citit o veste proastă de la cineva, da? dar în același timp vine și copilul tău la tine. Și tu te bucuri că îl vezi pe copil, dar ai citit și vestea proastă și el te vede în starea aia și crede că e despre el. Da. E foarte important să-i atenționezi pe ceilalți uh -huh. și să le spui. Uite, eu, și eu fac asta tot timpul. Niciodată eu nu Uh, cum să spun, ies cu cineva dacă nu am chef sau nu sunt în starea respectivă. Uh -huh. Uh -huh. Le spun asta oamenilor. Sau niciodată nu mă prefac că nu am o problemă dacă o am. Uh -huh. Și culmea, știi ce se întâmplă când le spui celorlalți ce probleme ai? Oamenii vin cu soluții. Deci, oamenii te ajută. ajută, da. Atunci când le spui, păi, uite-mă ce mi s-a întâmplat, Voi păi, ce zice ce să fac. Eu mi-am obținut cel mai bun. Uh, în service auto la care duc mașina, pentru cel mai bun pentru mine, mă refer. Corect, corect. Cu oameni care, pentru că n-a fi în femeie, știi cum e la service auto, poți să ai o problemă, că ți au mai mulți bani, că nu te respectă, da, mai multe da, lucruri. Trebuie schimbată mașina complet. Da, exact. și uh, o, în, odată când mergeam înspre parcul Comana și eram cu mama, uh, mașina mea fusese în parcare jurită de cineva. Uh -huh. Nu știam de cine, ne-am zis, mașina e deja jurită, nu mai am de ce să-mi fac griji, că e deja Correct. distrusă, o să stau niște. Și am oprit să luăm, uh, țin am oprit să luăm caise pe marginea drumului. Și uh, domnul care vindea caise acolo spune, dar uh, cum, cum aveți mașina julită, ce s-a întâmplat? Și mama e, a fost de cineva făcută, o să o ducem așa, dar momentan avem nevoie de mașină, nu avem ce să facem. Și el ne dă, uh, el zicea, apă, eu am lucrat la un serviciu în București, niște oameni extraordinar de buni și nu știu ce, haideți să vă dau numărul de telefon. Nici nu știam cum îl cheamă, el zice, din partea lui Pufosu, să spuneți. <laughs> <laughs> și eu mă gândeam, cum o să mă duc la serviciu, să zic, din partea lui Pufosu am venit, ok. Și apoi, uh, la acea vreme, următoarea zi, uh, nu știu, am avut de făcut un interviu sau nu știu ce am avut de făcut, și m-am întâlnit cu un fost coleg de facultate care lucra într-un trust TV. Și el spune, el vede mașina uh -huh. și zice, bă, Ana, ce ai mai făcut mă data asta, nu știu ce. Eu zic, n-am făcut eu, a fost în parcare nu așa. Și el zice, a, îți dau eu numărul unui service. Îmi dă fix numărul aceluiași service. A, a, a. Și a zis, a, ok, bun, asta este un semn, am să mă duc acolo. Uh, și vreau să zic cât de mult a contat că eu, în acele momente, ăsta e un exemplu banal, da. dar eu am recunoscut, am o problemă. Da, dar știi, banal, banal, dar de fapt, dacă este Solom, ca și șirul posibil ale evenimentelor, dacă uh -huh. era un serviciu prost. Corect. Nu mai este banal. Așa este. Știi, devine ceva foarte important da, și ceva ce care îți viața, va genera da? foarte multă energie negativă. Da. Uh, aș avea un milion de întrebări în continuare. Să continuăm, pentru că de-abia cred că simt că. Îmi dau doar am z oră, z z nu? Da, doar oh. am zgâriat suprafața așa, a acestui subiect care, într-adevăr se duce în niște direcții formidabile și tot îmi veneau, dar îl lăsăm pentru o dată viitoare, pentru că, cu siguranță, este prima întâlnire din multe altele. Însă, ești la Excelent de Bine și eu am întotdeauna o întrebare, de ce faci Excelent de Bine? Uh, pentru că mi-am dat voie să fac și foarte rău, uh, să fac și cum credeau alți oameni că ar trebui să fac, și pentru că să fii bine înseamnă, în primul rând, să ai capacitatea de a vedea dincolo de uh, ce ai construit tu ca imagine mentală despre tine, și, în al doilea rând, să faci călătoria în adâncul sufletului tău, care este cea mai dureroasă și cea mai provocatoare călătorie pe care o să o faci în viața ta. Într-adevăr, călătorim permanent și în sufletele altor oameni dar nu este la fel de provocatoare precum călătoria în propriul tău suflet. Pentru că uh, să găsești lucruri care nu-ți plac la ceilalți nu este o problemă. Poți să dai vina pe ei, Correct. îi învinuiești, râzi de ei, Correct. îi critici și uh -huh. Dar apoi când le găsești în tine, te apucă disperarea, uh, te apucă negarea și te apucă revolta. Uh -huh. Și uh, puterea de a lucra cu acele lucruri din tine care nu-ți convin și pe care le-ai de vindecat este, de fapt, uh, o putere, o superputere. Mm -hmm. Care este excelentul de bine despre care tu vorbești? Ca asta e superputerea. Mm -hmm. Să te iei pe tine din tot ceea ce tu judeci în tine, din tot ceea Așa. ce tu faci greșit și să te transformi în ceea ce tu ai nevoie de la tine să fii. În mm -hmm. omul ăla pe care tu l-ai așteptat să fie partenerul tău de viață și să devii tu omul ăla. Și să poți să ai în tine tot mm -hmm. ce tu te aștepți de la ceilalți să fie. Și e rău. atât de simplu. Să fii cel mai bun partener al tău. De da, fapt. pentru că tu nu mai depinzi odată de ceilalți mm -hmm. și, în al doilea rând, foarte important, tu ai tot mm -hmm. timpul în viața ta și în jurul tău oameni cu care tu ești compatibil. De ce? Pentru că eu sunt sincer cu mine. Deci eu sunt mm -hmm. sincer și recunosc. Eu am nevoie de z ca emoție Correct. de la ceilalți. Prin no. urmare, doar pe acei oameni care sunt compatibili cu acest model emoțional o să funcționez. Mm -hmm. Sunt persoane ale căror limbaje ale iubirii sunt uh, distanța da uh, Nu vor să fie implicate, uh, nu-și manifestă afecțiunea și invers, oameni al, al, ale căror din ale iubirii sunt apropiere, comunicare, uh, atingere, îmbrățișare. Uh -huh. Și atunci tu trebuie să vezi din ce categorie faci parte și de ce anume ai nevoie în viața ta. Și în clipa în care poți să accepti răul, întunericul uh -huh. și să-l să aduci la suprafață să spui, da, recunosc că am problema asta, am neputința asta, îmi lipsește asta, de acolo vine lumina. Pentru că tot ceea ce este adus la suprafață, imediat ce face? Vede lumina zilei și lumina zilei, de fapt, este că n-am apucat să vorbim despre asta, apropo de citirea energiei, felul în care tu observi realitatea. Ai realitate creată în clipa în care observi ceva. Nu observi ceva, nu există pentru tine. Corect, corect. Și ce recomandare le-ai dat celor care ne urmăresc și care sunt în acest podcast cu noi să facă ca să pășească pe acest drum? a lui Excelent de Bine. Păi uite, prima recomandare este chiar legată de tema emisiunii. Uh -huh. Să fie foarte atenți la energia oamenilor din jurul lor. Uh -huh. Să nu permită ei înșiși să devină niște oameni cu energie toxică, agresivă, uh -huh. pentru că de aici vine distrugerea lumii. Noi ne așteptăm ca să vină apocalipsa, că vine extraterestrii sau vine un meteorit și ne distruge planeta. Da, da, da. Noi suntem sfârșitul planetei atunci când nu iubim, mm -hmm. atunci când suntem ignoranți, atunci când nu ne pasă de ceea ce e viu. Practic mm -hmm. să faci excelent de bine înseamnă să sprijin viața sub toate formele ei. Să iubești tot ceea ce este viu de când se naște mm -hmm. și până moare. Și apoi ceea ce iubești, bineînțeles că nu mai moare. Dar uh, este uh, important să vezi care este spațiul tău energetic optim în această viață? Care sunt uh, obiceiurile zilnice de care tu ai nevoie să faci excelent uh -huh. de bine? Sunt foarte mulți oameni care uite, îți distrug viața cu alimente recomandate de alte uh -huh. persoane. Uh -huh. De exemplu, sucurile de fructe sunt foarte sănătoase, da? Dar sucurile de fructe nu sunt sănătoase pentru mine. De fiecare dată de câte ori beau suc de fructe, mie mi este rău. Eu am uh -huh. învățat asta despre mine. Îmi plac sucurile de fructe foarte mult. Aș da. putea să beau câte 4 litri odată. Mm -hmm. Însă, eu am învățat că asta, asta e ceva ce nu îmi face bine. Și așa că găsesc o cale să mănânc fructe altfel decât din suc. Decât din suc, Pentru Corect. că așa se întâmplă și cu obiceiurile emoționale. M-am mm -hmm. studiat și am văzut mm -hmm. ce anume îmi face bine, ce îmi face rău, ce mm -hmm. pla îmi place, ce nu-mi place. Și ca să faci excelent de bine, ai nevoie să vezi ce îți face foarte mult rău, care este spațiul energetic și emoțional în care tu trebuie să te afli zi de zi ca Așa. să ajungi la cea mai înaltă performanță și bineînțeles că ai nevoie să te cureți uh, și pe tine, dar și uh, să cureți din jurul tău acele mm -hmm. persoane care te trag în jos care îți distrug starea de bine. Oamenii mm -hmm. aceia care au lucruri doar lucruri rele de zis, mm -hmm. care au tot timpul doar bârfă, doar invidie, doar critică. Este atât de obositor că mai stai câteodată când Așez. mai merg la un mol unde e un mm -hmm. parc și mai sunt acolo băncuțe și nu ai neapărat loc în, în weekend, mm -hmm. când e plin și mai se așează oameni lângă tine. Deci, weekendul trecut au stat trei mămici, am crezut de la 10 minute cât am mâncat în ghezata, că am o să le leșin. Tot ceea ce dezbăteau era. Critică și bârfă. Și uh -huh. culmea că, din ce am înțeles, bârfeau pe cineva, o tot o prietenă de-al lor, deci pe cineva foarte apropiat. Deci, acolo, tu, de fapt, ce faci? Îți distrugi matricea energetică, îți omor uh -huh. timpul, nu ți-ai hrănit, sufletul tău te întreabă la sfârșitul zilei ce mi-ai dat. Și tu spui: bârfă, nu am ce să fac, critică, uh -huh. nu am ce să fac. Bun, haideți să vedem ce să-ți dau. Păi dăm iubire, păi dăm acceptare, păi dăm compasiune, pentru că de acolo, doar de acolo, există creștere. Mulțumesc. Surpriza emisiunii. Ca în fiecare misiune este acest vas care conține mesaje. Da? Și o să te rog ne? să îți pui o intenție, să ne? iei cu intenție acel mesaj, să-l desfaci, este în engleză, să-l citești ne? și nu trebuie să spui să intenția, poate să fie a ta personală, ne? dar să ne citești mesajul dacă se potrivește cu intenția și cu Gata. ce am Gata. discutat noi astăzi aici. Dar unul singur, da? Da, unul singur, o, și am luat și bilețel verde. Ce frumos! I can't tell you any spiritual truth that deep within you, that deep within you don't know already. All, all I can do is remind you of what you have forgotten. Wow, super! Să-ți si și traduc, nu pot <ride> să-ți spun niciun adevăr spiritual pe care tu în adâncul tău nu îl știi deja. Tot ceea ce pot face este să-ți reamintesc de ceea ce ai uitat. Și intenția mea că pot să-și spun. Uh, acum sora mea mai mică, pe care o chemăm în <ride> team Adriana. Uh, ea cântă, uh -huh. dar este și student anul 5 la medicină dentară și uh, intenția mea a fost că îmi doresc să depășească absolut toate fricile pe care le are să termine această facultate, pentru că este un suflet foarte sensibil, foarte bun uh -huh. dar încă nu reușește să vadă tot ceea, uh -huh. ceea ce este înăuntru ei uh -huh. și, chiar, și chiar mesajul ăsta <laughs> chiar este fix despre, fix despre ea și că într-adevăr are în ea toate resursele să depășească orice obstacol dacă vrea asta. Viața e magică. Chiar da! Îți mulțumesc foarte mult și cu siguranță am deschis ușa către alte întâlniri și alte povești. Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi și, bineînțeles, aduceți-vă aminte să dați click pe acel buton roșu ca să urmăriți și următoarele emisiuni, să fiți informați de ceea ce se întâmplă pe acest canal al meu, Raico Cuzmanovici, dar, în special, pe ceea ce postăm în emisiunea Excelent de Bine.